Tânăra a luat o decizie dificilă să renunțe la copiii săi, dar în curând a regretat și a încercat să-și recupereze bebelușii și iată ce a ieșit din asta. Înainte de a continua, vă rog să vă abonați și să ne dați un comentariu. Asta ne-ar ajuta foarte mult. Cu voi este canalul Smart Child, vizionare plăcută. Stella nu știa că poartă tripleți, deoarece toate ecografiile arătau doar doi copii. După cum s-a dovedit, al treilea era ascuns în spatele unuia dintre ceilalți, așa că pur și simplu nu l-au văzut. Când fata s-a trezit după anestezie, Bona a șocat-o cu vestea că a născut tripleți. Stella, care se gândise în toate cele 9 luni cum să se descurce cu doi copii, era absolut șocată. Era o mamă singură. Tatăl fugise de îndată ce aflase de sarcina ei și nu avea pe nimeni care să o ajute și niciun loc de trai propriu unde să locuiască. Stella s-a gândit mult ce să facă, dar în cele din urmă a decis să semneze renunțarea la copii și imediat după ce s-a simțit mai bine, a părăsit maternitatea. Fetițele pe care ea le-a născut erau sănătoase și norocoase. Prima a fost adoptată imediat de un cuplu de medici care lucrau la maternitate. Celelalte două fetițe au fost mai întâi plasate într-un orfelinat local, dar doar după o lună, pentru fiecare dintre ele s-au găsit părinți noi. Fetița adoptată de medici a fost numită Eva. Semăna în mod remarcabil cu mama ei adoptivă, aceleași bucle aurii și același zâmbet plin de viață. Eva nu știa nimic despre refuz și întotdeauna a avut parte de tot ce era mai bun. În primul rând a fost înscrisă la o grădiniță privată și de asemenea a fost repartizată la cursuri suplimentare, cum ar fi notul, meditații intensive de engleză și alte chestii. Toate astea făceau parte din programul ei zilnic. Cea de-a doua fetiță trăia într-o familie în care mama lucra ca profesoară, iar tatăl era contabil. Părinții au numit-o Tina. A primit o educație bună încă din copilărie și chiar a putut trece direct în clasa a doua, ocolind clasa a întâi. Dar mama ei a decis că ar trebui să studieze alături cu copiii de vârsta sa. Cea de-a treia fată a fost mai puțin norocoasă decât surorile sale. Dana a crescut într-o familie mare cu mulți copii. Ea întotdeauna știa că ei nu sunt părinții ei biologici și n-au răsfățat-o mult. Au crescut toți copiii cu strictețe. Drumurile celor trei surori s-au intersectat când aveau 7 ani. S-au mutat cu toții în aceeași clădire cu mai multe etaje. Părinții cu mai mulți copii au primit un apartament de la guvern. Medicii au luat un credit ipotecar, iar cea de-a treia familie au cumpărat apartamentul după ce-l vânduseră pe cel vechi. La început nu s-a întâmplat nimic deosebit, deoarece toate cele trei familii locuiau pe scări diferite și nu avuseseră ocazia să se întâlnească pe terenul de joacă, care nu fusese încă instalat. Dar totul s-a schimbat la 1 septembrie. În această zi, toate cele trei surori au mers la aceeași școală, în rochii identice, și au fost repartizate în aceeași clasă. Profesoara a verificat totul de 2 ori, observând că cele 3 fete aveau familii diferite, dar semănau una cu alta ca picăturile de apă. Când a întrebat dacă sunt surori, ele au răspuns că nu. Pe parcursul săptămânii următoare, profesoara a crezut că nebunește, încercând să-și explice asemănarea stranie dintre cele 3 fetițe, așa că a decis să vorbească cu directorul. În curând, părinții au fost chemați la școală. Ei nu voiau să spună nimic, dar în cele din urmă au dezvăluit că au adoptat copiii abandonați. Ei au ținut acest lucru secret față de fete și le-au spus că sunt verișoare. Atât părinții cât și profesorii s-au liniștit, dar fetele au bănuit că ceva nu era în regulă. Dana știa că fusese adoptată și le-a spus celorlalte fete. Acestea și-au dat seama că erau surori biologice, dar nu au spus nimănui. Toate cele 3 fete au promis că își vor găsi mama biologică atunci când vor fi mari. Între timp, mama lor biologică, Stella, își căuta copiii pe care dăduseră spre adopție. I s-a făcut rău acasă și și-a recăpătat cunoștința la spital. Medicii au fost nevoiți să facă o intervenție chirurgicală de urgență, în urma căreia nu a mai putut avea copii. Abia după naștere, Stella a aflat că, în calitate de mamă a mai multor copii, avea dreptul la indemnizații. Puteau să fie achitate de fabrica unde lucra și că putea primi atât cazare separată cât și asistență medicală.
Hotărâtă să-și găsească fetele, Stella a mers la maternitatea în care acestea s-au născut. Dar i s-a spus că agenția de adopție le-a promis părinților adoptivi că identitatea lor va rămâne secretă. Sau, mai bine zis, ar putea face o excepție, dar în schimbul unei anumite plăți. Directorul orfelinatului a cerut o sumă mare de bani pe care Stella nu o avea. Venind acasă, Stella s-a jurat că oricum își va găsi fetele. În cele din urmă, Stella a decis să se concentreze asupra carierei sale. În fiecare an de ziua lor de naștere, ea depunea în contul ei o sumă de bani. Stella a fost chinuită de sentimente de vinovăție și se întreba ce fac fiicele ei, cine le-a adoptat, dacă sunt îngrijite, dacă nu le este foame și dacă sunt fericite fără ea. Trecuseră 18 ani de atunci, ca de obicei Stella a mers la bancă pentru a depune următoarea sumă în contul său. O tânără trebuia să efectueze tranzacția. Era evident că aceasta începuse să lucreze acolo, deoarece toate acțiunile ei erau coordonate de un supraveghetor mai în vârstă. Pe ecosonul noi angajate scria Tina. Stella se uita la fată în timp ce ea număra banii și s-a gândit la faptul că fiicele ei ar trebui să aibă aceeași vârstă acum. Nu-și putea imagina că se uită la una dintre ele. Eva, cea de-a doua soră, a călcat pe urmele părinților săi adoptivi și a intrat la colegiul de medicină. Ea a decis să mai aștepte puțin cu universitatea. Dana și-a privit întotdeauna sora cu invidie. Nu se putea abține să nu se gândească că ar fi putut fi în locul ei, crescând într-o familie bogată și iubitoare. Dana mereu o copia pe Eva în toate, așa că a decis să meargă la colegiu și ea. Între timp, Stella a adunat suma de bani necesară, a retras conturile și a mers la orfelinat. Dar, în acel moment, directorul se schimbase deja. Noul director nu a cerut o sumă mare de bani și i-a dat informația despre părinții adoptivi ai celor două fete, deoarece cea de-a treia fusese deja adoptată la naștere. La biroul de pașapoarte, femeia a primit adresele fetelor. În timp ce se îndrepta spre una dintre ele, îi tremurau mâinile și picioarele. Stella a ajuns, a sunat la ușă. A deschis o fată tânără, care îi părea foarte cunoscută. Era Tina. Stella a izbucnit în lacrimi și a mărturisit că este mama ei biologică. Au vorbit toată seara și până dimineață. Mama adoptivă a fetei nu era supărată de cele ce se întâmplă. Stella i-a mai spus Tinei că ea mai are două surori, dar Tina știa despre acest lucru. În dimineața următoare, mama și le-a văzut și pe celelalte două fete. Eva și Dana au privit-o cu interes, dar inimile lor au rămas reci. Ele nu-și puteau imagina cum de ea a putut să-și lase copiii la maternitate, în pofida lipsei de bani. Fetelor nu le-a lipsit nimic în copilărie, așa că le era greu să-și imagineze dramatismul situației. Tina, care a crescut într-o familie mare, a găsit rapid limbă comună cu mama ei biologică. În curând a fost singura care s-a mutat cu ea împreună. Cu timpul, Eva și Dana au iertat-o pe Stella, dar nu puteau comunica așa prietenos cum o făcea Tina. Femeia a refuzat să le vorbească despre tatăl lor. De atunci, Tina a încetat să mai comunice cu mama ei adoptivă, fapt pentru care surorile ei nu au iertat-o. Soarta are un simț al umorului rău. Un an mai târziu, Stella a murit. Apartamentul ei a fost închiriat, așa că Tina a fost nevoită să părăsească locuința. A plecat în alt oraș, unde și-a găsit un loc de muncă la o fabrică și a început să locuiască într-un cămin. Și în curând, întreaga poveste s-a repetat. La fel ca în cazul mamei sale, fata s-a trezit în maternitate și a auzit aceleași cuvinte de la asistentă. Ai tripleți. Ea a înțeles de ce Stella cu mulți ani în urmă s-a refuzat de copiii săi și a făcut același lucru. Dar și Tina nu și-a dat seama că în curând va regreta. Timp de mulți ani și ea își va căuta copiii. Soarta are niște întorsături uimitoare, atât fericite cât și tragice. Ce ați face voi în locul Stelei? Nu uitați să vă abonați și să ne dați un like, dacă vă plac astfel de povestioare. Pe curând!